Salutări! Nu te uita la acest clip dacă nu ești interesat de obținerea celui mai bun credit ipotecar. Dacă totuși ai decis să urmărești clipul, te învăț în 3 minute ce ai de făcut. În primul rând, calculează gradul de îndatorare astfel încât să știi ce sumă maximă poți împrumuta. Cum? Îți dau un exemplu. Dacă ai un salariu de 10.000 de lei, îl înmulțești cu 45% și rezultă faptul că îți permiți rate totale în valoare de 4.500 de lei. Dacă ai și alte rate, le scazi din valoarea rezultată, adică din cei 4500 de lei, și suma rămasă este cea pe care ți-o permiți ca rată maximă la viitorul împrumut pe care îl vei face. Dacă deții și card de credit, înmulțește limita cardului cu 3%. Spre exemplu, dacă limita cardului este de 5000 de lei, înmulțești 5000 cu 3% și îți va rezulta suma de 150 de lei. Și această sumă o scazi din cei 4500 de lei și astfel îți rezultă rata maximă pe care ți o permiți pentru noul credit ipotecar. Ne-am lămurit până acum care este rata maximă pe care ți o permiți. Acum, mare atenție. Conform calculelor, să zicem că îți permiți o rată maximă în valoare de 3500 de lei. Aici intervine o parte interesantă. Dacă optezi pentru un credit cu dobândă fixă în primii ani de creditare, ceea ce îți recomand în această perioadă, nu înseamnă că îți permiți o rată de 3500 de lei. De ce? Pentru că băncile vor ține cont pentru calculul de încadrare la credit de această limită, respectiv 3500 de lei, ca și cum creditul ar fi deja cu dobândă variabilă. Și să presupunem că dobânda variabilă ar fi de 2,3% plus IRCC, în valoare de 5,86%. Asta înseamnă că îți permiți o rată maximă în valoare de 3492 de lei și o sumă maximă a creditului împrumutat în valoare de 463.000 de lei. Dar rata în primii ani de creditare va fi în sumă de 2600 de lei, presupunând că ai optat pentru un credit cu dobândă fixă în primii ani de creditare în procent de 4,99% pe an. Acum, pentru că știi să îți faci calcule, intră pe internet și efectuează calculele cu ajutorul calculatoarelor de credit. Îți faci prima oară calculul pentru încadrare cu dobândă variabilă și îți rezultă suma maximă pe care o poți împrumuta, iar apoi caută care este creditul cu dobânda cea mai mică în primii ani de creditare, dar și care este cea mai mică dobândă variabilă pe care o vei avea după perioada de dobândă fixă. Vezi totodată, în oferta respectivă, dacă te obligă banca să îți faci asigurare de viață, îți crește costul lunar, adică se adună la rată. Dacă nu ai răbdare să îți faci singur toate aceste calcule și să identifici care este dobânda cea mai bună din piață, apelează la un broker. Hai, nu te costă nimic. Revin în următoarele clipuri și cu alte clarificări referitor la cum poți obține cel mai bun credit. Urmărește pagile mele de socializare pentru a fi la curent cu piața în privința creditelor. Dacă nu ai nevoie în acest moment de un credit, nu se știe când vei avea totuși nevoie. Rămâi informat pe data viitoare.